ați prins discuția asta dintre Adina și doamna Paula? Adina a repezit-o pe doamna Paula, nu știu ce i-a spus, și evident că s-a băgat în apărarea ei și Raluca, iar doamna Paula i-a spus chiar foarte frumos, mi-a plăcut cum a vorbit, i-a spus: Raluca, mie îmi place de tine, dar te rog frumos să nu te mai bați să iei apărarea, pentru că ea atacă foarte mult fără niciun motiv. Și atunci Adina a sărit de fund în sus, cum că doamna Paula ar fi întrebat-o ce traume a avut ea în copilărie. Doamna Paula i-a spus că poate mai sunt în casă fete care n-au avut tocmai o copilărie foarte, foarte frumoasă, dar asta nu înseamnă că s-au apucat să fie răutăcioase sau să vorbească tot felul de lucruri la adresa altor persoane și că nu este frumos și sănătos în primul rând pentru ea. Pentru că vorbind în felul acesta și fiind atât de malițioasă în vorbe, poate atrage evident energii negative, oamenii să îi vorbească mai ciudat și apoi să se simtă rănită sau mai știu eu ce. Deci chiar mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit doamna Paula. Evident că Adina cu Raluca sunt și Roxana care era acolo sunt de altă părere, dar contează și un pic de inteligență și de maturitate ca să poți să înțelegi ce a vorbit femeia asta. Chiar să căutați video, să vă uitați. Mie mi-a plăcut foarte mult cum mi-a vorbit.